Selfie în locuri periculoase, asta este noua modă în rândul tinerilor. Aceștia își pun viața în pericol doar pentru o fotografie. În ultimele zile, România a fost guduită de încă o tragedie. O tânără din Sibiu și-a pierdut viața după ce a dorit să-și facă un selfie de pe balustrada balconului de la etajul 9. Această modă nu este străină deloc tinerilor slătineni. Cât de pasionat ești de selfie-uri? Nu foarte pasionat. Cam câte fotografii ai pe pagina ta de socializare cu tine? 40? Nu știu, aproximativ. Îți cauți anumite locuri unde să-ți faci fotografii? De preferat într-un parc. Sau locuri periculoase? Nu. Nu te-ai urcat niciodată, să zicem, pe un bloc sau într-un loc mult mai periculos pentru o fotografie? Wow! Ah, ba da, a fost pe o clădire. Câte etaje? 6. Puteai să cazi de acolo? Da. Te-ai gândit vreodată că spui viața în pericol doar pentru o fotografie? Da. Te pasionează fotografia selfie? Da, mai fac câteva. Care este cel mai periculos loc sau wow, loc unde ai făcut o fotografie selfie? Pe acoperișul blocului. Nu te-ai gândit că spui viața în pericol? Păi nu o fac atârnând cu capul în jos, fac și eu așa mai pe marginea blocului. Pe pagina ta de socializare cam câte fotografii de acest gen ai? 2. Păi acum nu mai sunt la modă selfie-urile. Câte etaje avea clădirea aceea? 8. Și te-ai gândit vreodată că poți să aluneci, poți să cazi? Nu. Mai importantă a fost fotografia. Nu chiar, dar nu m-am gândit. Specialiștii consideră că prin acest fel, tinerii vor doar să atragă atenția asupra lor. Ei își doresc să fie unici, să fie deosebiți, să atragă atenția din nou, să fie grozavi, să fie admirați. Este această nevoie de a fi în centrul atenției. Pentru a găsi locul ideal pentru un selfie, tinerii se urcă pe cele mai înalte blocuri sau pe macaralele din unele șantiere. Toate acestea sub pretextul obținerii unei imagini perfecte. Ei nu prea conștientizează pericolul. Ei iau totul mai simplist așa și au în vizor obiectivele personale. Nu de puține ori, locatarii din blocurile cu 10 etaje din Slatina i-au alungat pe amatorii de imagini periculoase, iar polițiștii locali au intervenit la un șantier din oraș pentru că mai mulți tineri erau urcați pe macarale doar pentru o fotografie de neuitat.